Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prințul Jumon, episodul 43. Soseono, deși însărcinată, ia hotărârea curajoasă de a participa la nunta lui Jumon cu Zoya. Alături de ea, la palat sosesc și ceilalți lideri ai triburilor și națiunilor vecine, pregătiți să ia parte la fastuoasa ceremonie. Nunta este presărată cu toate ritualurile tradiționale specifice unui asemenea eveniment grandios, iar pe chipurile invitaților se citesc sentimente amestecate. Jumon află o veste tulburătoare în timp ce se pregătește să plece la mormântul tatălui său. Desoi oferise lui Yang Jun capul lui Haemosu. În schimbul săricu care se întorsese la Puyo. Această decizie era menită să deblocheze relațiile comerciale cu dinastia Han și să aducă beneficii economice regatului. În același timp, guvernatorul Hyunto îi cere lui Deso să trimită în capitala Han, ca sclavi, pe foștii locuitori ai vechiului Josun. Aceștia reușiseră să scape de ravagiile războiului și se stabiliseră în Puyo, însă acum era un pericol să-și piardă din nou libertatea. Pentru a îndeplini această cerere, Deso apelează la Jumon, care, surprinzător, acceptă misiunea. Decizia lui Jumon de a coopera cu Deso îi dezamăgește profund pe tovarășii săi, care nu înțeleg de ce el acceptă să trădeze visul său de a elibera oamenii fără țară. În urma acestei hotărâri, tovarășii îl părăsesc, considerând că a renunțat la valorile și idealurile care îi uniseră. Cu toate acestea, Jumon nu își trădase cu adevărat visul. El împărtășește regelui Geumua și mamei sale planul său secret, intenționează să se refugieze într-o ascunzătoare împreună cu refugiații și să construiască armata Damul. Pentru a pune în aplicare acest plan îndrăzneț, Jumon îi aduce înapoi pe cei trei prieteni apropiați. Împreună, organizează plecarea refugiaților din Puyo, având însă grijă să aleagă un alt drum decât cel spre capitala Han, evitând astfel capturarea și asigurându-le libertatea mult dorită. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.